Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce mai faceți, colegi? Bine, ce care e amereul vostru? Amereul 3 săptămâni. Eu de fapt mă întors din vacanță. Aha. Că am fost la mare. Aha. Na, la festival, foarte frumos la festival. Deci tu ai scăpat de... Am înțeles că a apărut un fenomen nou, burnout-ul de vacanță. Am auzit și eu ceva, da. De fapt e burnout-ul de dinainte de vacanță. Da, dar e pentru cei cu responsabilități, iar noi nu prea suntem responsabili. Da, adică burnout-ul de vacanță e așa. Înainte să pleci în concediu, uh-huh, ai burnout ăsta în care încep numărătoarea inversă până la concediu. Deci ți-a mereu cum ar veni. Da. Au mai rămas, nu știu ce. Băi, și n-am făcut niciodată, ar fi trebuit să facem. Uite, nu m-am gândit. Să facem amere metru. Cum se făcea tradițional în armată. Se lua un metru de croitorie. Așa. Și se tăia la 100 în principiu, că da, mai era 100 de zile. Și se tăia câte un centimetru de fiecare dată, știi? Pac, 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 și ăsta era amere, se punea pe un perete. Uh-huh. Vreți să facem și noi un amere cu... Acum facem cu o riglă de-aia mică de 5 centimetri. Și cu cât se apropie vacanța, cu atât crește nivelul de epuizare fizică, se accentuează lipsa de chef, stresul cronic, anxietatea sau chiar depresia. Mă dăm încolo de treabă. Pe lângă așa simptomele psihice pot apărea și probleme fizice, cum ar fi dureri de cap, musculare, stare de tensiune, a declarat un medic fiatru pentru Digi24. În curios lucru, nu. Asta e că e pe tot parcursul anului. În greșeală. Și rest mănânci de plictiseală, da, sau de rutină. Și în vacanță mănânci de odihnă. Da, deci asta este cu burnout-ul de vacanță. Foarte nasol, unii cedează. Da, se întâmplă. Am vrea să-i salutăm pe toți colegii noștri de la matinalele altor radiouri care n-au mai putut, au cedat și și-au luat deja vacanță. Noi suntem puternici. Sunteți slabi, bă. Vai de steaua voastră, bă. Noi murim ca bărbații, pe medereze. Hai de capul vostru, ați cedat la presiunea psihică. Sunteți în vacanță. Oricine poate să-și ia vacanță în iulie. Corect. Așa e. Da. Bravo. Și că burnout-ul de vacanță... Știi că ei nu ne aud acum, dorm. Nu-i nimic, poate mi se transmite. Și că burnout-ul ăsta de vacanță apare cu 2-3 săptămâni înainte de concediu. Deci cam acolo ar trebui să ne ia fiul. La noi a apărut prin mai, cred. Poate de asta nu simțim nimic acum? Nu, mai suntem devreme la totalmente noi anesteziați. Da. Există și soluții pentru a scăpa de burnout-ul de vacanță. Cum ar fi? Păi, e o doamnă, Raluca Alexandru, care spune, citesc, ne facem un plan. Da. Asta planuri noi facem. Ne pregătim înainte, cu 2 săptămâni, să intrăm în vacanță, cu responsabilitățile pe care e nevoie să le ducem la bun sfârșit. Practic, sarcinile de la muncă să fie prioritizate, să nu punem presiune prea mare pe noi, ca să ne putem bucura de venirea vacanței. Eu cred că tocmai asta... Mambo jumbo, nu m-a prostit, doamnă, mă scuzați, cred că cea mai bună soluție pentru a scăpa de burnout-ul de vacanță e să ții vacanță când e înainte momentul de vacanță. Da, asta. Deci cum simți așa un pic de burnout? Un an sabatic. Ridici mâna și spui da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.